din Scorpion. Haideți să vedem la Scorpion pentru săptămâna aceasta, în Zarul. Okay. Uh. Nu știți uh, ce vrea o persoană la Scorpion, dar tot timpul vine la dumneavoastră această persoană, deși câteodată nu vă caută sau nu vorbește sau se comportă ciudat. Dar, uite, comunicarea este cam grea, cam rea, cam... Când supărare, când fericire. Aici văd. Comunicarea nu este bună. Deci, uh, dumneavoastră spuneți ceva și acea, acea, persoană înțelege altceva și se, vă certați sau vă supărați. Vă comunicare. Trebuie să spuneți exact clar ce vreți sau ce... Um, pentru că nu înțelege cealaltă persoană ce vreți să spuneți și vă răspunde altfel și vă neînțelegeri. Neînțelegeri, blocaje, o relație care merge încet, care se, se dezvoltă încet, crește încet, ca și când ar, sau se amestecă cineva și bagă bârfe, bagă intri și vorbește și încearcă să vă despartă cineva. Uite, că are amant, că și dumneavoastră căutați, dacă este așa, și cu ceartă căutați. Sau dumneavoastră sunteți cei care, sau cea care aveți pe altcineva. Văd a treia persoană aici, exact, există o altă persoană sau alte persoane în relație sau fiecare are pe câte altcineva, cineva, dacă e așa, uh, grea va fi relația, va fi despărțire până la urmă, până la urmă despărțire. Dacă există o a treia persoană, dacă nu există, doar blocaje și amintiri sau ceva ce vă face să vă certați. Cam asta a fost pentru Scorpion, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.